bate și anul ăsta! 10 daci noi pentru voi! Mă, tu iar vrei să fii Moș Crăciun! Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exact, Antena 3 Deva, ultima emisiune din această săptămână, deși regula ar spune să terminăm cu un subiect frumos, relaxant, iată că ceea ce se întâmplă nu este întotdeauna de natură să ne permită acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să spun că mă bucur că abordăm asemenea subiecte, pentru că ele fac parte dintr-o necesară educație și așa cum vorbeam puțin înainte de emisiune cu unul dintre interlocutori, rolul presei este să mențină atenția asupra problemelor care remanente în societate, nu să ne agităm doar când se întâmplă ceva, după care uităm. Modelul ar fi la început de an școlar, ne amintim că există școli, și tot așa, și la fiecare început de an școlar ne amintim că există școli. Haideți să vă prezint interlocutorii pentru că avem destul de multe de discutat. Este vorba de o emisiune care are ca tematică prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor și mă bucur să am interlocutori cu anvergură națională, aș putea spune, care au o imagine de ansamblu și o să încep prin a-i prezenta începând cu invitatul de lângă mine. Este vorba de domnul Cristian Filip, președintele Alianței Părinților din România. Domnia sa vine din București. Bine ați venit la noi în studio. Bun găsit, mulțumim pentru invitație. Și alături de dânsul este domnul Marius Cristian Oprișan, președintele Asociației de Prevenire, Evaluare și Terapie în Adicții Echitas Constanța, expert antidrog, din Constanța probabil, nu? Dacă așa. Bine ați venit în studio. Bine v-am găsit. Mă bucur că acoperiți o plajă largă, inclusiv partea părinților, pentru că am avut niște discuții de acest gen și fără să știu, dumneavoastră mi-ați confirmat acum, partea aceasta de prevenție se adresează în foarte mare măsură părinților, a căror reacție nu este poate întotdeauna cea mai bună, dar dumneavoastră ne veți decodifica acest comportament. În primul rând, aș vrea să vă întreb, deși nu mai sunt secret pentru nimeni, pe o scală de la 1 la 10, ce pericol, unde suntem din punct de vedere al pericolului consumului de droguri, dincolo de partea teoretică, da, domnule, e periculos să consum droguri. Hai să vedem cam cum stăm. Da, vedeți dumneavoastră, consumul de droguri în România, din păcate, este în creștere. Acum, în special după terminarea pandemiei de COVID-19, acest fenomen, să spunem așa, e tot mai vizibil, a ieșit la suprafață. De-a lungul timpului, și aici mă refer începând cu anul 2003, de când a fost înființată Agenția Națională Antidrog, care este coordonatorul național al politicilor antidrog în România, au fost desfășurate activități, proiecte, campanii, s-au făcut studii, strategii naționale antidrog. De exemplu, în prezent avem o strategie națională în domeniul drogurilor pe perioada 2022-2026, care cumva implementează directivele strategiei europene antidrog, dar adaptat diagnozei de țară. Rămâne de văzut acum, în urma evaluării, dacă cele stabilite acolo, și mă refer la obiective, corespund, trebuie să ajustate sau, din contră, trebuie să trecute alte obiective. Certe și concluzia, și aici vreau să închei, este că acest fenomen, cel puțin după încheierea pandemiei, este tot mai vizibil în rândul adolescenților, în special, și tinerilor. Da, domnule Filip, reprezentați părinții și bine ați punctat, este o zonă spre care ar trebui să se îndrepte o parte din politicile de prevenție. Care este de obicei atitudinea părinților când află, mă gândesc că ne referim la adolescenți aici, când află că copilul lor consumă droguri? Și aici copilul mi-a amintit de, practic, că sunteți în județul Hunedoara pentru o conferință care se numește Copilul un drog, scuzați, tragicomic, Copilul un drag neprețuit, da, cu o tematică strop drogurilor. Deci, practic, familia ar trebui să fie primul turnesol, ca să zic așa, să-și dea seama că ceva nu este în regulă cu copilul lor. Da, am intitulat conferințele noastre Copilul Dar Neprețuit. Dar neprețuit, da. Că, într-adevăr, copilul este un dar pentru familie, este un dar de la Dumnezeu binecuvântat, de care părinții ar trebui să se îngrijească cu mare, mare atenție. Din păcate, în contextul zilelor de astăzi, părinții de multe ori uită de faptul că au copii, uită să fie părinți, uită menirea reală pe care o au pe pământ și nu se mai îndreaptă cu o dragoste nemărginită către propriilor copii. Apoi, lipsa de atenție, o resimt copiii foarte, foarte pregnant și, de asemenea, resimt că părinții nu se mai pleacă asupra problemelor lor reale, autentice. Ăsta este motivul pentru care, este unul dintre motivele pentru care copiii încep să testeze și apoi din ce în ce se lasă prinși tot mai tare de acest flagel al drogurilor. De multe ori, și aici sunt convins că colegul meu de platou, Cristian Oprișan, știe mult mai bine cum stau lucrurile pentru că se ocupă prin centrul pe care unde lucrează, împreună cu niște oameni excepționali. Care e reacția părinților? De foarte multe ori reacția părinților este de negare. Nu recunosc problemele cu care se confruntă, nu vor să creadă că chiar copiii lor se confruntă cu astfel de probleme și atunci gravitatea acestui fenomen se accentuează. De aceea aș îndemna părinții, chiar dacă se confruntă cu o situație delicată, să recunoască, să caute, să facă tot posibil pentru a se apropia de copiii lor cu dragoste necondiționată. Ai căzut? Ok, e în regulă. Tot noi suntem părinții tăi, tot tu ești copilul nostru, hai să vedem cum putem face să îndreptăm lucrurile, după care i-aș îndemna să se adreseze specialiștilor, pentru că acolo au o șansă de rezolvare a problemelor lor pe termen scurt, mediu sau lung. Și din ce discutam cu colegul Cristian Oprișan și cu colegele psihoterapeuți, psihologi care lucrează cu ei atât în orașul Constanța, cât și în alte centre din țară, sunt șanse mari, sunt șanse foarte mari ca acești copii să fie recuperați și să fie redați societății în mod normal. De altfel, aseară, în conferința pe care am avut-o la Deva, am avut alături de noi doi tineri care mi s-au părut absolut excepționali și care au marcat sala prin mărturia pe care au dat-o. Tineri de 21-22 de ani care au consumat droguri pe o perioadă cam de 8 ani de zile fiecare și care au avut, din îngăduința lui Dumnezeu, desigur, tăria să treacă peste toată drama pe care au trăit-o ei timp de 8 ani de zile și cu ajutorul unor oameni minunați să se recupereze, să-și refacă relația cu părinții și astăzi să fie oameni excepționali pentru societatea noastră, pentru că la rândul lor au ajuns să aibă grijă de dependenți și să-i facă și pe aceea să treacă mai ușor printr-o perioadă dramatică a vieților. Da, ați făcut trimitere la psihologi. O să spun că această emisiune este vineri. La sfârșitul săptămânii, colega mea, Ana Maria Barbo, să aibă și emisiunea în completare, care practic vine să ofere și o altă perspectivă. Domnule Oprișan, v-a ridicat domnul Filip o minge la fileu directă. Aș vrea să completez, să știți că cei doi tineri sunt două cazuri fericite. De regulă, și aici vă spun și din experiența noastră, dependenții de droguri nu doresc să beneficieze de tratament în vederea rezolvării adicției, de tratării adicției de droguri. Deci avem părinți care au identificat inițierea consumului, probleme de sănătate, dar vin la noi să se informeze cum să poată să-i motiveze și să-i atragă pe acești copii, pe acești adolescenți către centrele de tratare. Deci aceasta ar fi principalul pas, da? Motivarea și atragerea persoanelor dependente către centrele de tratare. Că sunt de stat, că sunt private, este o mare problemă. V-aș pune o întrebare de profan. În cât timp, de regulă, știu că nu poate fi dată matematic, cam în cât timp apare adicția? Pentru că foarte mulți se lasă păcăliți de faptul că hai mă duc odată, bag un cui ceva, nu se întâmplă nimic, ce frumos, și cred că alunecă pe nesimțite în această zonă în care văd că trebuie mereu și mereu și mereu. Așa este. Bine, nu putem să spunem, să dăm un timp precis. E de la persoană la persoană, e de la substanță la substanță. Acum nu trebuie să cădem nici în extrema aceea că toți cei care experimentează devin automat și dependenți, dar de regulă așa începe, așa debutează consumul. Dacă eu reușesc să țin sub control, de regulă nu se reușește ținerea sub control, ba mai mult, știți că se consumă tot felul de cocktailuri, de medicamente, încep să experimentezi senzații noi, deci de regulă, de cele mai multe ori nu reușești să ții sub control și atunci automat apare dependența. Mai mult de atât, este posibil ca substanțele pe care tu le cumperi de la dealeri să nu conțină, mă rog, drogul respectiv și să conțină cu totul alte substanțe care sunt mai mult toxice decât psihoactive, și aici mă refer la noile substanțe psihoactive, la enobotanice, care dealerii le tot botează, să spunem pe românește, cu tot felul de alte substanțe ce găsesc prin casă, de la tot felul de chimicale, o travă de șoareci și așa mai departe, tocmai pentru a-și spori câștigurile. Deci mitul acesta că lasă că țin sub control, deci nu este adevărat, nu este real. A spus de doi tineri, 21 de ani, care consumă de 8 ani. Deci asta înseamnă, dacă facem o simplă operație, iată, ajungem undeva la 13 ani, nu-i așa? Deci o vârstă foarte, foarte mică. Și într-o emisiune precedentă pe care am avut acum vreo lună, mi s-a spus că încep să fie droguri foarte ieftine, accesibile copiilor care trec, să zicem, undeva la 10-12 ani deja. Da, din nefericire, cred că am greșit eu, cei doi au 22-23 de ani acum. Mă rog, oricum e vârsta. Dar oricum au pornit la 13-14 ani, asta este clar, iar vârsta aceasta a scăzut din ce în ce mai tare în ultimii ani și într-adevăr au ajuns la 10 ani și sunt chiar și copii mai mici care ajung a consuma diverse tipuri de droguri, e adevărat, mai ușoare la început, însă dacă ajung să le placă, e clar că devin dependenți și acolo este o dramă socială, pentru că foarte, foarte greu, cum a spus și Cristian Oprișan, ei se recuperează. Nu toți acceptă să intre într-un proces de recuperare, se lovesc și de neînțelegerile cu părinții, iată, revenim din nou la părinți, și în contextul acesta lucrurile devin foarte, foarte grave. Astfel că, spuneam, este o problemă socială pentru perspectiva societății noastre. Noi avem nevoie de oameni valizi care să ducă societatea asta mai departe, care să ducă neamul nostru românesc mai departe, ori în condițiile în care copiii noștri ajung într-un procent din ce în ce mai mare să se drogheze, situația devine dramatică pentru țara noastră, motiv pentru care cred că cei îndrituiți să ia măsuri, pornind de la politicieni și mergând mai departe până la toate structurile statului, ar trebui să facă eforturi mult, mult mai mari ca acest flagel să nu se întindă până într-atât încât să nu mai poată fi oprit sau limitat sub nicio formă. Personal apreciez poziția pe care s-a adoptat-o. Ați punctat că una dintre probleme este într-adevăr la părinți care refuză, probabil chiar neagă și își îndeaptă furia asupra celor care semnalează. Lasă-mă, Doamne, în pace cu chestii de astea, las că mă descurc, eu nu intrat tu în familia mea. Da, drama foarte mare vine din faptul că, așa cum spuneam la început, părinții nu-și mai asumă rolul lor real, autentic. Ei cumva, sub impulsul, e adevărat, și a presiunilor sociale cu care se confruntă. Acum și tata și mama trebuie să meargă la serviciu. Un fel de bullying social, da, social, da, să spuneți. Da, ei sunt foarte preocupați să adune cele necesare traiului zilnic. E adevărat că și condițiile de viață nu mai sunt foarte confortabile și atunci uită cumva de părinților. A venit presiunea asta mediatică, să spunem, pe calea, în mod special, a tehnologiilor de care sunt prinși cu toții, de la părinți până la copii. Copiii sunt sub acest impuls al acestei presiuni venită pe toate canalele. Părinții nu le mai dau atenție absolut deloc în multe situații. Știu că discut cu mulți copii și sunt apăsați de o relație tarată cu propriilor părinți. Am fost recent invitat într-o tabără să discut cu tinerii și la un moment dat mi-am dat seama că e o problemă foarte mare acolo și am spus organizatorului taberei: măi, zic, copiii ăștia au probleme cu părinții. După ce ți-ai dat seama? Se vede din discuțiile cu ei. Și atunci am stat de vorbă față către față cu ei toți, adunați, și am întrebat într-un procentaj, cât anume sunteți mulțumiți de relația cu părinții voștri. Ori procentele erau foarte mici la majoritatea dintre ei, după care i-am întrebat imediat apoi cam unde ați pune voi într-un top al necesităților voastre rezolvarea relației cu părinții. Și iarăși în majoritatea cazurilor au fost răspunsurile undeva în top 3. Dorința lor de a rezolva între cele mai mari probleme ale vieților, aceasta este relația cu părinții. Ori găsesc tot felul de substitute, pentru că îi îndeamnă anturajul de multe ori, vor să fie recunoscuți, integrați într-un grup, într-o gașcă, nu? De ce nu? Apoi nu mai sunt preocupările sănătoase care erau pe vremuri, adică a practica un sport, a participa la o activitate extrașcolară. Ei se adună și practic ăsta este un mod al lor de a-și petrece timpul, de a păcăli cumva așa zisele probleme ale vieții lor, aplecându-se spre partea drogurilor. Da, deși posibilități ar avea și pentru sporturi și pentru totul. Există o gamă largă, dar cum probabil spuneați, și direcționarea familiei și presiunea anturajului, băi, hai, ce ești, fraier. Este mai simplu să te uiți pe acest obiect. Da. Lucrează acolo niște hormoni foarte o altă adicție, un alt gen de adicție, da. Avem nenumărate adicții, adică dacă noi ne gândim doar la adicția numită droguri, suntem în eroare. Pentru că prima adicție este aceasta, telefonul. Apoi, în afară de droguri, trebuie să vă spun că discutam cu două fete de clasa 6-a și 7-a în vară, cumva, și le-am întrebat: care credeți voi că e problema principală cu care vă confruntați la școală? Și răspunsul lor a fost alcoolul. Deci, cum am auzit și aseară în conferință, spunea cineva că întâi ei se confruntă cu problema alcoolului, de la alcool trec la droguri pentru că nu au discernământul încă așezat și iau decizii proaste, dezastroase de multe ori, de la alcool trec la droguri, trec la pornografie și așa mai departe. Mai avem adicția jocurilor și asta e o dramă la nivel național, deci probleme sunt multe și cred că în primul și în primul rând rezolvarea este la noi, la părinți. De la noi din casă pleacă copiii ăia, nu trebuie să-i lăsăm să scăpăm de ei, adică lăsăm educația numai pe seama școlii. Să se ocupe școala de ei. Eventual, dacă cumva sunt la un club sportiv și dă Dumnezeu să fie acolo un antrenor care să înțeleagă menirea lui și de dascăl într-un anume fel, în afară de aceea de antrenor care să-i pregătească pe un anumit sport, e minunat. Dar în primul și în primul rând, încă o dată spun, problemele sunt la noi, la părinți și de acolo trebuie să plece rezolvarea. Iată, domnule Oprișan, numai auzindu-l, mi-am dat seama ce sarcină complexă stă în fața dumneavoastră, adică nu îl iei și vezi, le adun pe toate și încep de la vârste mici. Nu poți să vorbești cu un copil de 12 ani ca cu unul de 16 ani. Bineînțeles că nu poți să vorbești, dar da. La fel este vorba și de generații diferite și aici mă refer la diferența între părinții mei care au generația baby boomer, generația X, generația Y, da, da, exact, noi, da, generația da. Z și generația zilei de astăzi, generația alfa, da? De 10-12 ani, o generație născută cu telefonul, cu device-ul în mână. Acum, problema cea mai mare a faptului că tu ai posibilitatea să accesezi Google și să ai acces la toate informațiile, nu asta e marea problemă. Marea problemă o reprezintă faptul că influencerii de pe rețelele de socializare au ajuns să-ți dicteze ție, să spunem așa, viața. Și nu profesorul, da? Nu părinții. Deci ai ajuns să-i asculți, să te influențeze acești influenceri care de regulă sunt, deci au un mesaj de cele mai multe ori toxic. Ne dorim să fim la fel ca ei. Da, a fost cazul de la festivalul Untold din Cluj, da. Cu cântărețul respectiv, da. Care transmitea Gheboasă, anumite da, mesaje da, care te îndemna la comportamente nesănătoase și atunci este o mare problemă. Noi trebuie să înțelegem pe acești copii. De regulă, această generație, știți că se spune că va salva lumea, așa este generația alfa, deci trebuie să le acordăm încredere. Eu să știți că am fost la multe activități la clasă și aici mă refer am proiecte de la ciclu preșcolar, deci în grădinițe, pe dezvoltare de abilități sănătoase de viață și aici mă refer la alimentație sănătoasă, la comportamente sănătoase și acolo chiar copiii ne spuneau că părinții aveau niște comportamente nesănătoase, respectiv fumau în casă sau mergeau la pădure și acolo consumau alcool și se urcau după aceea la volan. Deci și părinții sunt modele. În primul rând, ei sunt modelele. Bune sau proaste? Da. Ar trebui să fie bune. Da, da. Trebuie să fie bune, evident. Ok. Așa, mergând mai departe, la ciclu primar, copiii sunt extraordinari. Deci, extraordinari. Ce se întâmplă în adolescență? Aici este o mare problemă. Pentru că dacă până în adolescență copilul face exact ce spune părintele, din adolescență el începe să spună nu. Și aici este o mare problemă cum gestionăm noi această relație cu adolescentul. Aici intervine și școala. Școala are un rol foarte important. Este, zic eu, cumva greșit să punem presiune numai pe părinți. Să știți că sunt părinți care nu au abilități parentale. Nu știu, mama este... a făcut 4 clase, a făcut 10 clase, deci da, nu are anumite abilități parentale. No, și atunci, da. Cumva, trebuie învățați. Da, deci părinții trebuie învățați, da, cum să procedeze. Din acest motiv, trebuie apelat la specialiști când se constată orice modificare de comportament la copil. Nimeni nu vorbește de medicul de familie. Medicul de familie, deci la orice problemă de sănătate tu trebuie să te duci la medicul de familie și să ai discuții cu el, el știe ce să facă, știe unde să te îndrume, la un psiholog, la un medic psihiatru. Deci fiecare are rolul lui, atât că noi nu prea ținem cont de aceste probleme. La fel, dacă noi nu mergem la ședințele cu părinții și aici, iarăși vreau să vă ridic o problemă că sunt tocmai părinții copiilor cu probleme nu se prezintă la aceste activități. Deci la aceste activități, de regulă, vin părinții care sunt interesați și care vor să afle informații. Aici, aceasta este marea problemă. Și aici ar trebui și comunitatea, vedeți că este cumva un tot unitar. Deci și comunitatea trebuie să vină, și aici mă refer la instituțiile statului, care trebuie să vină cu foarte multe programe extrașcolare sănătoase de petrecerea timpului liber pentru copii. Adică să ai ce să faci în timpul liber, nu știu, ai un teren de sport, faci un sport, faci ceva artistic, un hobby, pictură, un instrument muzical. Asta e direcționarea din familie, practic, și cum spuneați dumneavoastră, adjuvante se școala categoric, dar familia să fie responsabilă dacă este și dacă poate. Faptul că tu, după școală, n-ai ce să faci, stai în fața blocului sau în cartier, în fața casei, e o mare problemă. Sunt dealerii, da, de cartier, sunt proxeneții care vin și știți că sunt celebre rețele de proxenetism. Deci, părinții trebuie să se ocupe de nevoile și nu de dorințele copiilor. E o mare diferență aici. Da, ascultându-vă, mă gândeam că am venit de la un festival de film documentar la Sibiu și am văzut, că mă gândeam, societatea este de vină. Am văzut filme documentare venind din foarte multe zone din lume, dar din spațiul ex-sovietic, Georgia, din țări musulmane și așa, din țări ale Americii de Sud, și mi-am dat seama că totuși tinerii noștri trăiesc într-un spațiu hiperprotejat. Adică oamenii de acolo trăiau niște condiții în capitala Georgiei, la Tbilisi, o sărăcie luce, adică la noi oriunde te duci, nu mai găsești, poate la Patarât, la Cluj, să vezi acolo un nivel. Și cu toate astea, iată că nu au nici termen de comparație. Dom'le, se trăiește rău, societatea este de vină, ca așa și pe dincolo. Practic, dincolo de societatea este de vină, cum bine spuneți, există niște vini punctuale, că dacă spunem societatea este de vină, bun, putem să ne dăm mâna și plecăm, că n-am făcut nimic. Da, mi-e pare rău că nu se aduce la cunoștința cetățenilor faptul că sunt tot felul de programe, și aici mă refer la voluntariat european, pe anumite programe Erasmus, care se pot accesa și poți să călătorești în Europa pe această componentă de voluntariat. Deci aici, probabil că unitățile deconcentrate din județ ar trebui să vină și să le invitați la emisiune să-și promoveze aceste programe. Mă refer la Direcția Județeană de Sport și Tineret. De asemenea, chiar recomand părinților să-și îndrume copiii către activitățile de voluntariat. Activitățile de voluntariat sunt extraordinare, în special pentru dezvoltarea sănătoasă, armonioasă, pe parte de integrare, de socializare. Empatia socială, categoric, da. Exact. Deci e o componentă foarte, foarte importantă. Domnule Filip, concret, un părinte cu un copil de 13-14 ani trebuie să reușească să depisteze comportamente. Când ar trebui să se alarmeze? Eu cred că aici răspunsul mai la obiect îl dă tot domnul Oprișan, pentru că este specialist aici și cred că ar fi bine ca dânsul să răspundă la întrebarea asta mai. Deci nu ai cum, ca părinte sau ca profesor, ca diriginte, să nu-ți dai seama că un copil are probleme. Da. Este evident. Și aici mă refer de la faptul că, în primul rând, scade randamentul școlar și începe să absenteze. Deci n-ai cum să nu-ți dai seama. De asemenea, sunt schimbări bruște de stare, de temperament, de la bucurie la tristețe, la fel de la o hiperactivitate la oboseală. De asemenea, este consumul unor substanțe, dă un temperament agresiv. Devine foarte, foarte agresiv. Aspectul fizic începe să devină neîngrijit, să nu mai intereseze cum se prezintă în societate. De asemenea, de la anumite substanțe începe să aibă un miros aparte. Consumul unor substanțe prin transpirație dă un miros aparte. Iarăși încep să riscască anumite obiecte din casă. Sau dăm bani copilului și nu știm unde și ce face cu... Sau fură de la alți colegi, poate. Sau începe să fure. Nu mai vorbim de activitatea infracțională. De asemenea, aș recomanda părinților că atunci când spală rufele să verifice în buzunare și în eventualitatea în care găsesc urme de anumite substanțe. Nu știu, seringă sau poate foițe din acelea de făcut țigări, ar trebui să ne ridice un semn de întrebare. De asemenea, nu mai interesează hobby-urile, dar în momentul când intrăm în camera lui, se ascunde, închide capacul laptopului. Deci ar trebui să ne ridice niște semne de întrebare și atunci trebuie să apelăm la specialiști, să mergem să ne informăm, să solicităm sfaturi și chiar să apelăm la eventual o testare a lui. Deci sunt centrele acestea de analize unde te poți duce și unde poți face o analiză a copilului prin proba de sânge. Da, revin la dumneavoastră. Practic, activitatea ar trebui desfășurată nu neapărat în paralel, dar simultan și cu părinții. Deci, ceea ce ați punctat până acum, practic, este lucru cu tânărul care trebuie informat, așa, dar lucru referitor la atitudinea pe care, foarte deschisă, pe care trebuie să o aibă, să nu le fie rușine, că vin ceilalți părinți, bă, copilul tău e un drogat, lasă-mă în pace. Da, vedeți că ne confruntăm cu o problemă majoră pe care domnul Oprișan a ridicat-o aici, și anume faptul că exact acolo unde sunt probleme, părinții se pun pe picioarele din dărăt și nu vor să recunoască. Acei părinți nu-ți vin nici la ședințele școlare, nu vor să recunoască problemele pe care le au copiii lor, pentru că de fapt sunt problemele lor personale. E o chestiune psihologică foarte clară. Părinții ar trebui ca să ofere, deci practic părinții sunt primele modele pentru proprii lor copii. În afară de faptul că ei sunt propriile modele, ar trebui să le ofere copiilor lor și niște repere de moralitate, să le ofere repere de frumusețe și noblețe sufletească. Auzim foarte rar în educația românească niște termeni ca dragoste, onoare, demnitate, respect, bun simț. Ori cu astea ar trebui crescuți copiii noștri, pentru că dacă îi crești prin prisma acestor termeni și valori, ei nu se vor mai raporta la altele. De câte ori se discută în România, în școala românească, despre dragostea de neam și țară? Nu mai auzim așa ceva. Astea sunt niște chestii deja perimate, rarisim le întâlnim, poate în familii unde părinții sunt preocupați de așa ceva, dar altminteri nu. Câtă vreme noi nu ne recunoaștem propriile noastre probleme, va fi greu ca să avem pretenții de la copiii noștri. Da, domnule Oprișan, chiar inspectoarea școlară generală pe care am avut-o aici spunea că ce trebuie să intre și poliția foarte dur în dealeri, pentru că și acolo este una dintre probleme. Asta consumă pentru că are de unde cumpăra. Aveți perfectă dreptate. Eu chiar aș spune, pentru că am venit cu mașina de la Constanța la Deva, nu m-a oprit nimeni în trafic. Ceea ce nu știu e bine, eu dacă aș fi mers distanța aceasta în străinătate, în Italia sau în Germania, cred că eram oprit de 3-4 ori pe traseu. Acum, da, știți că și Ministerul Afacerilor Interne are probleme de personal prin aceste pensionări masive din sistem. De asemenea, aș mai puncta și faptul că s-a scurtat perioada de formare și de pregătire în special a agenților de poliție, și aici mă refer la școala de la Câmpina, unde înainte se făceau 2 ani, 2 ani jumate, chiar a fost perioade când se făceau 2 ani jumătate la Câmpina, acum se fac ce numai 6 luni, perioadă stagiu. Scurtă, da. Păi în 6 luni ce poți să înveți? Prima lună, hai să spun că te acomodezi, mai rămân câteva luni. Ultima lună te gândești că termin. Ajungi la secție sau, nu știu, undeva brigada de combatere a crimei organizate. Cine să te mai învețe? De unde să mai înveți? Pentru că cei experimentați au ieșit la pensie. Deci este o mare problemă pe care cumva Ministerul Afacerilor Interne ar trebui să o gestioneze, în condițiile în care numărul dealerilor crește. Deci ar trebui și efectivele. Înseamnă că e o ocupație rentabilă, că altfel n-ar crește. Vă dați seama. Păi, haideți să vă spun, cele 4-5 mari capturi în portul Constanța de-a lungul timpului din 2009, o tonă de cocaină, încă 2,5 tone de cocaină, o tonă de heroină, știți, vasul, barca răsturnată la Tulcea în 2019, iarăși o tonă jumătate de cocaină. Deci, în valoare de la 2,5 tone sunt peste 600 de milioane de euro. Bine, Această cantitate era pentru... Deci noi eram țară de tranzit și încă suntem țară de tranzit pentru marile cantități de droguri spre țările occidentale. Dar, da, cumva, pedepsele, să știți că cadrul legislativ s-a actualizat, mai ales după evenimentul de la 2 mai. Da. Deci pedepsele sunt până la 15 ani, chiar dacă traficul are ca, să spunem, ca finalitate moartea victimei, ajung până la 25 de ani, deci sunt pedepse destul de mari. Aș mai face o remarcă, faptul că sunt două sisteme legislative în lume, respectiv 35 de țări din lume unde pentru trafic și consum ilicit de droguri există pedepsa capitală, și aici mă refer la China, Indonezia, Iordania și restul țărilor, printre care ne numărăm și noi, țări democratice, unde să spunem că sunt pedepsele mari, dar nu vorbim de pedepsa capitală, și unde se face diferență între traficant, care trebuie pedepsit, trebuie să ajungă în închisoare, și consumator de droguri, care trebuie tratat. Deci, Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că dependența de droguri, adicția de droguri, este o boală cronică. Din acest motiv și în România, începând cu anul 2014, se face diferență clară între traficant și consumator de droguri. Știți că în legea 143 de prevenire și combatere a traficului de droguri există acest principiu al justiției terapeutice, unde dacă poliția depistează o persoană cu o anumită cantitate de droguri asupra lui și declară că este consumator și este pentru consum propriu, este referit către centrele de tratare ale Agenției Naționale Antidrog. Aveți și dumneavoastră unul în Deva, și unde acesta trebuie să beneficieze de tratament. Acum, cu acordul lui. Deci acest tratament se acordă numai cu acordul beneficiarului, deci cu forța el nu poate să acceseze aceste servicii. Deci am avut cazuri când aceste persoane au refuzat tratamentul. Da, timpul a expirat deja foarte repede, chiar mă uitam. Sigur că emisiunea noastră nu-și propune să trateze societatea, dar să se alăture semnalelor de alarmă, și mi se pare că ați reușit împreună să punctați foarte bine elemente care să-i pună pe toți pe gânduri, și cred că ăsta este rolul unei emisiuni, să ne facă să ne gândim ce atitudine trebuie să luăm dacă suntem părinți, dacă suntem implicați pe diverse paliere. Le reamintesc telespectatorilor că invitații de astăzi au fost domnul Cristian Filip, președintele Asociației Alianței Părinților din România, din București, și domnul Marius Cristian Oprișan, președintele Asociației de Prevenire, Evaluare. Și dacă îmi permiteți, să informăm pe cetățeni că în județul Hunedoara există un centru al Agenției Naționale Antidrog, unde se pot adresa, pot căuta și pe Google adresa, am avut invitați, numărul de telefon. Acum, centre private la dumneavoastră, nu știu dacă aveți, dar cel puțin aveți un centru unde, într-adevăr, serviciile sunt de tip ambulatoriu. Și la fel aș vrea să mai menționez un site, infodrog.ro, unde cetățenii pot găsi toate informațiile referitoare la efectele substanțelor, la terapii și la centrele de tratare, atât de stat cât și private din România. Da, eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată. Multă sănătate, mult succes în activitate. Urmăriți, vă rog, și emisiunea colegei mele, Ana Maria Barbo, referitoare tot la consumul de droguri, dintr-o perspectivă psihologică. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! Două valuri de rachete au fost trase în ultima jumătate de oră asupra